Bună ziua și bine v-am găsit la alt episod din Euro Truck Simulator 2. De data asta o să jucăm pe profilul meu. Doamne, sper să nu mai am probleme cu sunetul. Oh my god, se aude prea tare. Și nu merge să bag jocul în bară, nu știu de ce. Adică cu cătărul alt, ooleu. Intru pe profilul ăsta. Apropo, am instalat harta ProMods versiunea 2.0.1 sau .2, nu știu, nu mai mi-amintesc exact care. Ar trebui să apară în imagini. Dacă e activată prostia aia. Deci, world map. Yep, asta e harta ProMods. Mergeam spre Constanța și eram... De fapt, nu. Nu mai știu unde e. Deci mai am 600 și ceva de kilometri. Un Volvo FH16 de 700 de cai. Ce fel s-a auzit asta? Îmi plac farurile astea, parcă-s faruri de Audi. Nu merge să ridic roata. Deci, hai să-i dăm și-a numai bice. Vorba lui Geo. Nu știu cum se închide trapa aia, dacă apăs așa, F4. Nu se întâmplă nimic. Dar nu înțeleg, când mă bag pe banda de urgență, dispare indicatorul ăla cu viteză. Limita 110. Am mai făcut o cursă în România și harta e bine făcută față de ce default, nu se compară. Așa, cruise control-ul, intra 10. Și, apropo, modul de iarnă, nici eu cred că l-ați văzut. Am avut un mod de iarnă, dar l-am dezactivat că nu era compatibil cu harta asta. Apărea zăpadă numai pe podurile gen ăla. Aolea. Și văd acolo un semn cu România, înseamnă că asta e vama română. Limita e de 50. Oh my god, ce idiot. Deci intrăm în România. O iau și pe aici, intru în asta. Dar ar trebui să plătesc eu ceva, nu mă pune să plătesc nimic, intru așa pur și simplu. Hai mă, dă-i cu metre. Aolo. Ia du-te. Nu știu, mă enervează că nu prea am ce să vorbesc cu voi în videoclipurile de genul ăsta. În care ești mai relaxat.
Asta e pe ce auto? Suntem pe A1, trebuie să intrăm pe A2. Limita e de 90 în România. Atunci mergem după limită, dacă așa spun indicatoarele. Arad. Aș putea să o iau prin Arad, să văd cum e în Arad. Sau în Timișoara. Dar n-am ce face aici. Decât dacă pun un punct așa. Ocolesc, nu. Aoleu, aici trebuie să fac dreapta. Dar văd că limita e 80 pe aici. N-ar fi prima oară. Până când mă învăț să conduc mai ca lumea, o să vedeți faze de astea în YouTube. Nici nu văd, acolo scrie 90-80. Camionul nu mai trage. Hai mă, dă-i. A, limita e de 90 pe aici. Sper că pe 91 e pus ăla. Cred că ar trebui să bag niște benzină I. Și s-a depășit pe ăsta. Iar la fața lor a fost la limită. Temperaturi bune. Setat pe 91 de km la oră. O să-l las să-mi arate chestia aia. Timișoara, oare să iau în Timișoara? E un magazin metro în Timișoara, serios. 500 de kilometri, cred că îi fac în jumătate, doar 20 de minute. Nu mă mai opresc. Poate facem iar accident că mă... Cât de tare ar fi să aibă camionele autostier. Ar fi genial. 400 de kilometri autostrada să-i moare. Tot înainte pe aici. E parcare. Și dincolo nu mă mai lasă să văd. Cred că nici nu mai trebuie să intrăm pe A2. București, Craiova. Păi, trebuie să iau înainte. Am mai trecut prin Craiova, că am avut un transport, parcă.
cu modul pe care nu l-am postat. Și acum să vedeți că trebuie să bag într-o zicere. Acum la Valle. Atingem sud aici. Și aici iar se chinuie. Inițial vreau să pun Forța Motorsport, că mi-am instalat, dar până când învăț să conduc sau îmi cumpăr un controller, mai bine să aștept. Iar și aici ar trebui, mai încolo, nu mă lasă să mă uit. Sunt curios cât timp o să-mi ia să fac rost, să-mi fac o companie ca lumea cu, nu camioane, cum să le fac, ba da, aoleu, cu măcar 10 camioane și minim 3 garaje. Hai, 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 trage, trage, trage. Și aici ating suta. Sau nu? Și aici era ating suta. 98, 99, 100, 101, 102. După intersecția asta ar trebui să iasă, deci eu o să mai merg câteva minute și o să apăs pe mine. Deci, efectiv, acum îmi arată doar dacă fac așa, dar mă duce înapoi. Ce idioțenie. Eu mă duc în Constanța acum. Sau, ce? Trec prin Sibiu. Dacă o luam prin Craiova, ajunge mai repede. Vreau să văd ceva. F7, F6, Constanța, da, 14 tone de pește, car pește iar. Iar unde scrie ăsta pește? F5, aoleu. Cât timp mai am? 19 ore, o să întorc.
Ok, să vedem cât de frumos am parcat. Vreau să apăs pe 2. E ok. Oprim motorul. Și e dimineață acum. Apăsăm pe lumina. A, luminile s-au prins automat. Așa. Poate prind măcar 60 până intru pe... De fapt, sigur prind 60. Și acum nu mai trage. Sau? 75? 76? Nu mai trage. Te rog, nu a fost să schimb într-o nouă. Ok. Îi dăm cu viteza maximă. Sibiu, București, trebuie să fac stânga. Dă și mie asta prioritate. O să 30 km la oră cu 14 tone sau cât are ăla. 14 tone, da, sunt impresionat. Și dacă schimb într-o 12 acum. Atingem 140. Sibiu în dreapta. Uitați, în față se generează mapa. 141. Sper că n-am mult damage. 18%. Sunt cel mai prost șofer ever. Păi n-au trecut. Nu contează, poți să vorbești. Aoleu, aici e drumul în construcție. Oh my f... Șofer mai prost ca mine, nu o să vedeți. Nu știu, nu mi-arată. Obiez pămpărul adevărat. 300 de km mai mult, adică îi fac un maxim 10 minute. Dacă îi dau talpă. Deci acum mai am și motiv să mă grăbesc. Nu mai zice tu. Unde scrie? 4 ore scrie. E mai mult. Ce e asta? E roșu. Acum chiar nu mai țin cont de regulile de circulație, pentru că deja am făcut multe accidente.
Camionul l-a făcut praf. Merg cu 100. Nu mai se fac o dată. S-a oprit motorul. Hai, dă-i, dă-i. O să se mai oprească de vreo două ori, se pare. Poți să vorbești, Mara, că oricum n-am ce să vorbesc și e mai bine așa decât deloc. Oh my fucking god. Titlu la videoclip ăsta o să fie cel mai prost șofer. Dacă îl repar, sper să-mi ia din bani 50.000. Nu-l mai repar. Mergem așa cu el. Măcar pornește motorul din prima. Nu pornește din prima. Pe ce se pornească? A pornit dintr-o a doua. Nici nu mai schimbă vitezele, ești nebun la cap. Trebuie să fac un colo. Să fac rondul, să mă întorc. Câți kilometri mai am? Nici nu mi-arată. Auziți cum schimbă vitezele? Păi se aude parcă e stricat ambreiajul. Nici nu mai trage. Asta ăla, Doamne. De ce s-a oprit ăsta în față? Stai, trebuie să mă întorc. Mi se pare mie sau eu acum mă întorc? Mamă, cum schimbă, ești nebun. Hai cu metere, dă-i. Că intru peste tine. Acum s-a hotărât și el să-i dea plan. Deci dacă mai fac un accident, nu mai pun videoclipul ăsta, că de-i deja prea... E deja prea mult. Iar s-a oprit motorul. Dacă vine cineva din curba asta... Aha, și se face depășire. Iar s-a oprit motorul. Măcar am prins verde. Mai am vreo 3 minute. Viața reală. Că după aia o să înceapă să sune un accelerat. Nici nu vrea să schimbe viteza. Nu mai merge schimbătorul. Nu pot să bag într-a 12-a. Mă limitează cumva? Deci... e deja prea... Aolo... Așa se conduce, eu așa conduc. Deci nu mă lasă să bag într-a 12-a. Măcar acum prind și un pic de viteză. Cred că îi fac și o poză.
Iar s-a oprit motorul. De 3 ori, de 4 ori. Și mai mult de 100 de ce nu prinde. Hai mă că poți, dorești un Volvo. Să fac și o poză ca să am ce thumbnail să pun la videoclip. Bine, apasă tu. Acolo. Așa. De kilometri nu cred că ajung. Nu, cred că o să termin episodul aici. Sau... Nu știu, știi ce fac? Spune-i numeaua că... Să vină să dea că eu mi-o opresc microfonul. Dacă vrea, dacă nu, să mai aștepte 5 minute. E și sora mea lângă mine și mai vorbesc cu ea că nu am despre ce vreau să vorbesc cu voi. Și nu prea am cu cine. Nu îmi lăsați comentarii. Vorbește cu voce tare. Mai am fix 5 minute să ajung la destinație. Aici o să... Deci, eu nu am făcut nimic. Fierar capul tău. Oh my god. Da, mă, claxonează și ăștia din spate. Da, mă. Nu, asta a fost episodul. Știu că nu v-a plăcut, dar eu îl postez oricum, trebuie să postez ceva. Asta e. Cad. Ești nebun la cap. Stai că încă mai filmează.